Mai mulți polițiști buzoieni au scârțâit astăzi roțile mașinilor de serviciu într-un concurs de îndemânare. Competiția a avut loc în parcarea unui mall din oraș, acolo unde, de obicei, tinerii dornici de adrenalină își încearcă mașinile tunate. De această dată, 8 polițiști s-au întrecut în poligonul special amenajat pentru eveniment. A fost una dintre competițiile organizate de IPJ în avanpremiera Zilei Poliției Române. Polițiștii buzoieni își dispută în această perioadă primele trepte ale podiumului în cadrul competițiilor organizate pentru sărbătorirea Zilei Poliției Române. Astăzi a fost organizată proba de îndemânare auto, în cadrul căreia concurenții au avut de parcurs contra cronometru un traseu cu obstacole. Concursul de astăzi se înscrie în calendarul activităților desfășurate pentru sărbătorirea Zilei Poliției Române. Câștigătorii concursului de astăzi vor fi premiați în cadrul ședinței festive ce va fi organizată chiar de Ziua Poliției Române pe data de 25 martie acestui an. Câștigătorul a fost agent principal Obreja Marian Orlando, care a avut 1 minut și 10 secunde. Până la acest moment s-au mai desfășurat alte 3 competiții, tenis de câmp, tenis de masă și șah. Seria competițiilor va continua până pe data de 21 martie, perioada în care se vor desfășura concursurile de gastronomie, bowling, biliard, fotbal, tenis, fotbal și tir. Câștigătorii întrecerilor vor fi premiați în cadrul festivității organizate la data de 25 martie, Ziua Poliției Române.